Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Se pare că ne-am reîntors, ne-am întors în Bulgaria. Suntem la Burgas. Suntem, de fapt, una tuturor, suntem, de fapt, la un într-unul din cartierele lui Burgas. Până câțiva ani era un sat lângă Burgas, așa cu dezvoltarea orașului a devenit și cartier din Burgas. De fapt, să continuăm, suntem aici cu ghidul nostru din Bulgaria, cu Mariana, care ne arată iarăși o altă parte a Bulgariei, care Bulgaria nu înseamnă neapărat numai plajă și mare. Mai sunt și multe alte lucruri de văzut în Bulgaria și tocmai de aceea ne-ai chemat aici și ne plimbi iarăși prin Bulgaria. Eu mă bucur foarte mult că am această posibilitate să vă prezint țara într-un un pic mai diferită, destul de interesantă și accesibilă. Accesibilă în vederea că locurile care le arătăm acum sunt lângă stațiune, în perioada aceasta, lângă stațiune, chiar și în timpul vacanței voastre puteți să faceți, să rupeți, cum ziceți dumneavoastră, să rupeți câteva, două ore, trei ore pentru copii. Pentru copii și pentru sănătate. Mai ales. Pentru că noi aici suntem într-un loc în care sănătatea e foarte bună. Adică poți să ții sănătate de aici. Acum, deci, unde suntem? Suntem în Acve Calide. Acve Calide sunt băi termale. Acve Calide sunt un loc istoric descoperit de tracii antici, folosit de către romani, folosit nu numai de către ei, și trăit de către bizanți, de către statul bulgar, creat în 681, da. Cucerit din statul bulgar. Pe urmă, în zona Acva Calidor sau băile termale, au venit, bineînțeles, Imperiul Otoman, nimeni nu poate să uite această perioadă, și așa până în zilele de prezent, până în anii 2011, băile au fost folosite, băile termale care au apă care face minuni. Știți exprimarea tinerețe fără bătrânețe, da. Continuă și este valabilă în această zonă și oferă turiștilor, în afară de istorie care este aici în acest muzeu, spatele nostru, în, da, muzeu, în această clădire care este hamamul, creat în timpul Imperiului Otoman, la fel oferă turiștilor și posibilitatea de a se trata. Tot în centru, care este în direcția spa. Deci există un loc de tratament mai există, în spate aici. Există, nu? Aqua Center se numește, okay, locul de tratament. Cât și apa termală, care este un apa pic mai jos. Apa termală, care este fără bani, la liber, puteți să veniți, să consumați, să puneți în sticle, în ce puteți, cât doriți și când doriți, și în timpul nopții, și să folosiți pentru sănătatea voastră aceste minuni al acestei ape. Tratează nu una și două boli, și din nou în lume, indiferent că nu suntem toți bogați ca regi, ca împărați care au suferit de boala gută. Acum eu atrag atenția foarte mult la acest punct, că tratează boala aceasta. Ok. Care e foarte dureroasă. Care e foarte dureroasă. Ce găsim în muzeu? În muzeu găsim la nivelul întâi prezentate în vitrine diferite artefacte descoperite în regiune din perioade începând din preistorie până în perioada otomană. La nivelul 2 este zona interactivă, zona în care puteți să vă îmbrăcați cum doriți și să apăsați pe niște butoane și să ieșiți și decorul vostru să fie tot la fel în diferite perioade, otomană, romană, tracă, foarte amuzant. E un joc alt joc cu întrebări interactiv. După ce ieșiți în toată această zonă de restaurate termele, de structura termelor, o să vedeți pereți, piscinele, și
La urma acestei vizite intrăm în hamam și în hamam vă așteaptă legendă și povește. Dar asta după câteva minute. Gata. Haideți. Hai să pornim. Să mergem. Uite, e și un pic mai bine aici, e mai răcoare. Da, mai ales astăzi, în zilele acestea călduroase, în luna august, e greu afară. Dar ce în muzeu întotdeauna este foarte bine, mai ales când poți să stai mult timp și ai ce să vezi în muzeele. Începem cu cel mai nou muzeu. I-au dat drumul, l-au deschis acum o lună, la un mărit. Așa, dacă pot să mă exprim, și are posibilitatea și ne arată mai multe obiective sub diferite forme, artefacte, și este împărțit în diferite perioade, în toate perioadele în care s-a dezvoltat istoria în această zonă. Acve Calide este un loc foarte important legat de istoria Bulgariei, dar până când să ajungem la istoria Bulgariei, începem cu istoria antică. Okay. Acest obiect, artefact, această placă cu cele trei nimfe, are istorie foarte interesantă. Începem cu felul sub care a fost găsită, într-unul din sătenii din acest sat. Căutăm tapa și făcându-și, cum se spune? Săpând un puț. Puț, da. Săpând un puț, a găsit placa, a văzut placa. Și a făcut legătură cu atunci prim-ministru al Bulgariei, Bogdan Filov, care după învățământ, ca educație, e arheolog, a fost arheolog și din orașul Burgas. Auzind că omul acesta a descoperit o placă pe care sunt trei fete dezbrăcate, una lângă alta, și a dat seama că este vorba de nimfe. Okay. Nimfele care în istoria Greciei, în Elada Antica, fac parte din mare din, cum să spun, din legendele de mitologice. Nimfele au fost cândva 3000. Nimeni nu știe toate numele al nimfelor. Nimfele sunt fete care stăpânesc și se ocupă de izvoarele, depindând de în ce zona sunt nimfele, dacă sunt din ocean, sunt oceanide, dacă sunt din nimfe care stăpânesc apele dulci, sunt neade. Rolul lor este să țină apa curată și să-i dea o forță suplimentară, să zicem așa. Cine bea din apa nimfelor, rămâne... Are o putere. Nu numai asta. Tinerețe fără bătrânețe. Aha. Asta este. Okay. Dar zeii au zis că nimfele trebuie să rămână virgine. Aceste trei fete frumoase au făcut greșeală. Zeii s-au supărat și l-au făcut din piatră. Asta sunt cele trei grații. Apa care este aici, în zona, este foarte binefăcătoare, e apă caldă, Acve Calide este denumire tocmai din latină, din cuvântul de apă caldă, și acest loc a strâns în diferite secole mulți oameni cu un nivel de stat mare. Care au avut probleme de sănătate. Începând cu primele terme care au fost formate, au fost terme ca băi, au fost termele tracilor. Tributele traci, ei și-au creat termele. După ei, perioada am văzut romana. Am văzut că avem și afară, adică cei care vor să vină să ia apă termală, da, o pot și face, acum continuă, o pot face de aici de afară. Da, în afară de asta, că poți să iei apa, poți să faci și procedure în
Aquacentru. E un aquacentru care, din păcate, acum nu putem să-l filmăm, fiindcă fiecare an face o lună în... Aquacentru ce înseamnă? Un fel de... Aquacentru cu băi, cu săli, băi termale, unde poți să îți cumperi bilet, vii cu soția, cu copii, 2 ore, 3 ore, depinde ce vrei să tratezi. La ce folosește apa asta de afară? Da, această apă, unul din lucrurile din care este foarte specific pentru această apă, boala care tratează, e boala bogaților. Adică acea gută, cum o știm noi, da. Boala bogaților, boala din care au suferit imperatori, țari și, din păcate, acum o grămadă de oameni. Da. Cum se spune în bulgară? Podagra. Deci podagra în bulgară. Da, podagra în bulgară. La nivelul acesta, în etajul întâi, avem diferite secțiuni în care sunt prezentate artefacte din diferite perioade în dezvoltării zonei, al acvei calide, plăci comemorative, plăci comemorative. Aici este prezentat îmbrăcămintea în perioada antică, în perioada traca, al fetelor, copii, bineînțeles. În spatele, întoarcem un pic așa, ne învârtim și sunt prezentate din tot din perioada antică. Asta două. Soldații, da, îmbrăcămintea soldaților. În această vitrină sunt unele din artefactele foarte interesante, monedele de aur și ștampile. Ștampilă era română, nu? Da. Pecat, da. Se spune. Știți că în limba română se folosea cuvântul pecat până în 1860? Da. Căutați și să găsiți. În zona aici e harta cu locațiile. Și locațiile, ce fel locații de așezăminte, de așezăminte, cine, în ce zona a fost mai dezvoltat în perioada antică și pe pozele se vede, fiindcă afară nu o să avem totuși posibilitatea așa în amănunte să vedem, nivelul și forma grădirii acestor terme, pe urma, în urma peretele de apărare. Aici este prezentată restaurarea. Cadrele sunt, vedeți, în arhiva din 2009-2012. Da. Perioada a fost diferite clădiri deasupra create. Schițele prin această fereastră puteți să vedeți cum sunt restaurate și conservate. Continuăm cu zona amuzantă. Așa. Și foarte interesantă pentru copii. În afară de asta vreau să observați că vă atrag atenție că este și lift pentru oameni cu dizabilități. Da. Un lucru care în ultimii ani mă bucur, dar se pune așa se desfășoară în Bulgaria în acest aspect. Puteți să vă îmbrăcați și virtual, văd. Și să vă faceți poze. Poze. Așa. Nu știu dacă încăpeți în asta. Da. Vă puneți aici și alegeți, să zicem așa, în ce perioadă vreți să fiți fotografiat. Aha. Apăsați, vă rog, pe o perioadă otomană. Și decorul se schimbă. Da. Și asta e poza mea. Respectiv, se poate trimite prin
mail, probabil. Da? A, se scanează asta, da. Așa, se scanează și am poza din perioada respectivă. E un lucru foarte interesant, foarte bine gândit, fiindcă, așa, mai ales dacă sunteți cu copii, așa, ei și învață și văd detalii în perioada respectivă. Să-mi iese, să zicem așa. Deci, sunt... Merge un pic mai... Da, un pic mai încet, da. Toate patru perioade. Această sală, următoarea sală, este... Deci, perioada cronică. Cronicilor. Și ai curaj, pune piciorul, cum ar fi. Și... Poți să alegi din nou anumite lucruri cu întrebări. Numai că n-am văzut dacă este și în engleză. Presupun că au fi. Cred că au și în engleză. Să vedem. Acolo e meniu. Dar de aici trebuie plecat. De aici trebuie plecat încoace. Are Redu VIP Review 1? Nu știu, trebuie să mai întreb, să mai învăț, să vedem. Da. Ar trebui să fie, s-ar putea să fie și de sus, de coordonat ceva, nu știu. Ok, ok. Exact. Dar, deci sigur, e un joc interactiv pentru copii și de ce nu pentru adulți. Bineînțeles. Să nu. Se simte diferența de temperatură. Da. Acolo sus e... Acolo erau... e o terasă pentru că să puteți să faceți poze de sus, din zona cealaltă care a rămas. Aici sunt prezentate respectiv. E din nou povestea cele trei nimfe, acte calide, crearea termenilor pe diferitele perioade, bulgară, engleză și brailă. Uh-huh. Brailă sau brailică, cum se spune corect, brailică, pentru oamenii cu insuficiență de vedere. Da. Și noi acum ne aflăm în zona restaurată, conservată, al termelor. Toată povestea care ați auzit-o sub formă de legendă, povestea despre... Asta e tot pentru indicațiile acestei galbeni. Noi, practic, dacă mergem pe aia, știm... Da, practic, vă orientați dacă aveți insuficiență de vedere. Ați aflat istorie care este foarte bogată de zona. Ați aflat că, de fapt, acum continuă să funcționeze aceste acte calide, termele, alături de noi, de zona de, în zona de sus. Este piscina, sunt cabinete medicale. Fiecare om are posibilitatea... Deci să fac tratamente. Bineînțeles, să faci tratamente și nu numai asta, ai posibilitatea, mai ales dacă stai în orașul Burgas sau ai venit în vacanță în apropiere, să bei și din această apă miraculoasă, care deja știm că te ține tânăr și, cum se spune, tinerețe fără bătrânețe. Tocmai acest lucru, calității acestei ape, este cauza să fie zona în zona, să fie acte calide în toate secolele din trecut, chiar și până acum, neuitată, cu o mică perioadă de pauză, pot să o numesc așa, dar presupun că toți știți și ați auzit
întotdeauna unde a fost un templu, indiferent de schimb de religie, se construiește alt templu deasupra. Unde au fost ape termale, în timp, schimbând securi, schimbând naționalitatea sau să zicem... Tot rămâne zona de tratament. Tot rămâne zona de tratament. Asta este, cum se spune în limba bulgară, un cactus viață vetuva din cât lumea este creată. Deci e o lege nescrisă că trebuie să fie folosite aceste locuri, locuri sfinte. Se consideră că unde izvoresc apele calde, apele termale, acolo unde sunt nimfele, oceanide, triade, neade și aceste toate 3000 de zeițe care sunt copiii al zeilor, care de fapt sunt și mortoale, ele nu sunt, să nu mor, locurile sunt sfinte. Și locurile sunt încărcate cu foarte multă sănătate, să zicem așa. Istoria cu cele trei nimfe care au făcut greșeală, să zicem așa, atunci se primea că este greșeală, că dacă ești nimfă trebuie să rămâi zeița pe tot timpul și devii, cum ar fi, mortoală, sau respectiv ele trei devin din piatră. Această legendă, indiferent de religia și de oamenii care au trăit și au folosit, și care au folosit apele termale, continuă și prin ei să existe. Adică traci, greci, romani, goți, otomani, la toate cinci diferite perioade, legenda despre nimfele rămâne actuală, rămâne ca legendă. Noi putem să... Până și astăzi, până și astăzi rămâne legenda, da, până și cu astăzi. Apa care este foarte până benefică. Și da. Da. Aveți în vedere că această boală gută, din păcate, într-adevăr, e deja foarte răspândită între contemporanii noștri și e foarte dureroasă, indiferent de medicamentele cu care se fac tratamente. Și, din păcate, foarte puțini turiști știu că apa aceasta tratează. Așa că, dragi prieteni, din România, dacă aveți problema, vor ști mai mult, da. Puteți să veniți și să încercați. Calide, într-o clădire care este construită în secolul al XVI-lea. Това е турски. Acesta este хамам, строен през 16 век. Construit în secolul al XVI-lea. Разделял в абсолютната си цялост. A supraviețuit, a rezistat întreg, așa cum îl vedeți. N-a fost rămas. Построене, сукъс, de fapt este construită prin decretul lui Sultan Suleiman, al primul, cel magnificul. Acesta este unul din cel mai succesiv sultane al imperiei. Който умира на 74 години. Care moare la vârsta de 74 de ani din moarte normală. Което за тези векове е дълголетие, защото човечеството е живеело максимум до 40, животът в тези векове е бил максимум 45 години. Acesta secol era foarte rar din cauza că lumea trăia până în... Колко? Până 35? Până 45 de ani, până la 45 de ani. Și el are 30 de ani în plus, vă dăm. Deci, longevitatea vieții era 40-45 de ani.
Deci secretul care era? Каква е тайната? Според вас. Това, че се е лекувал тук, в нашия минерален извор. Аз съм курели сале, аич, ън пищина, ън апа, термала, аквакалиде. Защото той е боледувал от подагра и от ревматизъм. А, де факт. Ши дин слафос болнав, дин ревматизм, ши дин гута. Окей. Болнав. A făcut tratament cu apa și s-a vindecat. Колкото и да бил великолепен този султан и успешен, и той си имал своите болешки. De fapt, n-are importanța cât de magnific a fost dânsul și că a fost sultan și el a fost bolnav cu bolile lui. Acum o să intrăm în centru. Okay. Unde ce vom vedea? Adică în centru, în partea cealaltă a hamamului, unde o să aveți muzică, căști în limba engleză, povestea și o să vedeți ce n-a văzut o minune okay. În spațiu. Da. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Dat în interiorul lui Capulagea Hamam. Ok. Până să ne pună filmul, care am înțeles că o să fie foarte interesantă, practic este povestea nimfelor. De fapt, prin această poveste care o să o vedeți, care o să fie proiectată sus pe cupola hamamului, prin legendă, prin poveste, este prezentată nu numai legenda nimfelor, ci și legenda, ci și dezvoltarea istorică în acestei zone. Adică dezvoltare, istoria mai degrabă, istoria prin diferite perioade, începând din perioada tracă, trecând prin perioada romană, bizantină, ajungând la goți, după goți, perioada otomană și deci toată filmuleț... toată legătura nimfelor în toată perioada asta? Legătura nimfelor, de fapt, este legătura cu apa. Da. Ce s-a întâmplat cu zona, cu aceasta, da, începutul este cu nimfe, cum s-au împietrit, de ce s-au împietrit și până când să fie eliberat sufletul lor, ce s-a întâmplat în această perioadă în zonă, în acte calite. Deci, uman, să zicem așa, pentru mine unul din cel mai lucrurile interesante și prezentate de fapt este tocmai această penultima perioadă sau să zicem așa, ultima perioadă în dezvoltarea Acvei Calide, când Suleiman Magnificul a construit această Capodgea Hamam, cum este numele lui. Și o să o prezentăm imediat. Da, și care de fapt în urmă a funcționat până în anul 2011. A funcționat, fiecare din noi putea să intre, să vină să facă baie în anumite zile baie, era da. Pentru bărbați, anumite zile pentru femei, fiindcă vedeți că încă pere este numai una. Da. Deci totul funcționa până în 2011. În anul 2011, când se ia decizia de stat, decretul că să fie efectuată renovare și restaurare? Bineînțeles. Au fost mirați când au văzut că trebuie din privința restaurării să facă foarte puțin efort. Când au dat jos din pereți vopseaua, au dat jos 8 straturi de vopsea, au ajuns și au descoperit acest friz, asta se numește friz, în care sunt autenticele lalele, semnul Turciei, cum știm toți, că de fapt lalele sunt simbolul Turciei, dar nu Olandei, da, din cauza că au făcut comerț bun turcii cu olandezii. Da. Ce a fost încă schimbat? Marmura care este pe jos și aceasta din perete a fost dăruită, a fost dată cadou de către Ministerul Culturii Turciei, al Bulgariei, dar este păstrată până în astăzi această mare placă de aceea este cea originală, marmură originală la mai mult de 500 de ani. În, nu știu cum să le exprim, că să le descriu în română, cum se spune asta în română. Bideu. Bideu e
Da, numai că, da, la cadă, bideu... Cadă, nu știu, un fel de cadă. Da, alta, da, la bideu spal numai un lucru. Iar aici... Cuvetă, să zicem. Da, ceva gen de cadă, cadă mai degrabă, cadă. Se numește curni, da, și în bulgară sună un pic mai ciudat, dacă pui un C în spate, înseamnă că e casa pentru găine, curnic. Ok. Dar ne abstrahăm de abstrahăm, da? Facem abstracție de română și bulgară, deci e curni, unul din, una din cișmelele curge apa rece, din cealaltă curge apa caldă, care este cu o temperatură de 42 de grade și vine dintr-o adâncime de 300 de metri sub pământ. Okay. Dacă este apa... Deci apa asta este cea care face minuni? Da. Ok, și atunci vine... Apa care face minuni continuă să curgă afară. Afară la cișmea, da. Am văzut acolo, da. Vin foarte mulți oameni și vin o și iau... foarte mulți își fac curele medicale la sanatoriu special. Este o zonă dedicată tocmai pentru sănătate. Dar dacă mai este aici, în hamamul apă, ghiciți, o să vedeți. Deci venea omul aici și făcea... Deci omul se așează aici, aceste pernuțe sunt puse pentru turist, că totuși să nu uităm că marmură este o piat. Pentru că era un alt grup care voiau să intre, dar să continuăm povestea. Cum faci baie? Adică te pui acolo, dai drumul la cele două robinete? Da, deci cum faci baie? Lucru foarte important este întâi să te descalți. Când te descalți, pui nălăme, se spune. Aceasta sunt pantofi din lemn, care sunt cu o parte, un gen de curea deasupra de piele, care fac un zgromot extraordinar. Dacă vrei să enervezi, imaginați-vă cum ar fi acum un copil cu tocurile mamei pe teracotă, știți? Așa. Asta e semnul de la... Acesta este sunetul de la... De la acestea păpuși, de la pe bineînțeles, te dezbraci, pui îmbrăcăminte la o parte. Braile romane și paile și hamamurile. De tot? Rile, da. Da, pentru că... Și hamamurile, da, la termele romane, în unele zone ești de tot. Ești în paile termale romane, ești cu un ceașaf și pe urmă intri în alta zonă unde te dezbraci. Unde aici la hamam nu este. La hamam este așa, te dezbraci de tot și intri în zona care este încălzită. Cadele acelea, da, care vi le-am arătat, este amestecată apă caldă și apă rece. Deci, aici este foarte interesant. Fiecare își dozează temperatura care vrea. Se așează și cu tasurile încep să dai... Adică niște ibrice? Nu, ibric. Ibric este cuvântul turcesc și ibricul este o cana specială cu care îți speli fundul după ce ai făcut caca. Okay. Asta e ibric. Okay. Asta e ibric. Iar astea sunt tasuri, asta e un fel de ligan, castron, da, mai nu atât de înalt, și cu acest castron încep să te speli, fiindcă trebuie să te igienizezi înainte ca să intri în piscină, în cada aia mare și frumoasă. După ce ieși, ați văzut în pat la intrare, camerele moro, știți, fac așa. Ok, și am văzut că există și o scurgere, deci ești acolo pe margine, dai cu apă pe tine, apa se scurge. Tu poți să stai și jos, bineînțeles, e o scurgere care este, deci toate apele sunt legate prin un sistem, sistem special de să iasă apa afară. Apa care este în piscina se mai schimbă, se mai dă afară, deci umpli și... Golești, dar nu total toată, asta era sistem. După ce de fapt te-ai spălat, atunci abia ai voie intri să în bazin. Intri în bazin. După ce termin cu bazin, ieși afară, te dă cu uleiuri
esențiale, nu? Așa putem era. Putem spune, da. Da? Din asta care cu aromat și cu, da, și te mai tratează una, da, îți face un pic de masaj și te așezi, da, să bei cafea. Bun. Cum a spus doamna din muzeu, că, de fapt, primele cafenele în Imperiul Otoman s-au creat exact în zona hamamelor. Fiindcă ideea este când îți faci baia, nu să fugi, să transpiri și să n-aibă rezultat. Să ideea cafea, este să intre... te... Da, apa care face minuni și să te odihnești, să-ți dai posibilitatea corpului să se odihnească. Și știți cum este la o cafea, una alta, bărfe dulci, dulciuri și pe urmă abia pleci din baia. Deci e un ritual foarte serios. Iar la băile termale romane, și acolo era foarte interesant. La băile termale romane chiar erau locuri unde puteai să faci întâlniri cu domnișoare. Aha. Da, erau locuri unde sclavii țineau, păzeau îmbrăcămintea, cineva să nu o fure. Erau locuri unde, asta vorbim de băile termale mari, cum sunt, spre exemplu, cele mai mari bări în Est, Europa de Est, sunt în orașul Varna. Aha. Erau construite părțile laterale locuri, magazine. Să cumperi câte ceva pentru mâncare, pentru îmbrăcăminte. Deci, soțium e locul unde unește pe toți. Da. Asta e. Băile sunt asta. Și când fac și minuni, vă dați seama că... Cu atât mai bine. Businessul era, de multe ori era aranjat în locurile unde sunt băi, băi termale, unde sunt. Veneau oamenii cu bani totuși acolo. Și la romani, mă rog, și la otomani, același lucru. Deci locul social care unea pe toți erau băi. Acum trebuie să continuăm în... altă direcție. Corect. Ieșind de aici o să vedem cișmelele cu apa. Vă sfătuiesc să beți măcar o gură. Hai să vedem cum e.